este un comportament total inadecvat și intolerabil pentru un cadru didactic, cu atât mai mult pentru un învățător care lucrează cu copii de clasa a doua. Sancțiunea care va fi aplicată cadrului didactic și în funcție de rezultatul auditului, Ministerul Educației a solicitat luarea celor mai exigente măsuri care se impun în limita cadrului legal. Repet, este un comportament intolerabil. Iar ia mama dracului, întaci-mă din gură, te-ai învățat ca o țață. Băi, băiete, băi, citești ca o moară. Domnul Șervan, terorizați copiii, domnule. Terorizați copiii. Bă, ce minunat, ce vă enervează, copiii? Ha? Păi da, înregistrarea aia audio așa arată, că terorizați copiii. Nu? Cu vorba că te ia mama dracului la copii. Unde ai auzit tu așa ceva? Păi da, așa scrie. A, scrie. Și așa se aude pe înregistrare aia audio. Nu știu cine a făcut-o, poate ai făcut-o tu. Păi da, n-am făcut-o, nu-i vorba de asta, vorba că ați spus. Și copiii s-au plâns. Considerați o reacție demnă de un învățător faptul că el, cum se aude și înregistrările audio, a fost foarte agresiv în repetate rânduri cu elevi de clasa a doua? Cu siguranță nu. Este un comportament total inadecvat și intolerabil pentru un cadru didactic, cu atât mai mult pentru un învățător care lucrează cu copii de clasa a doua. Am cerut inspectoratului să ia măsurile care se impun în limitele de competență ale inspectoratului școlar. Așteptăm decizia școlii cu privire la sancțiunea care va fi aplicată în acest caz, care, repet, este intolerabil. De asemenea, așteptăm în cursul acestei săptămâni, până la finalul acestei săptămâni, auditul pe care inspectoratul îl derulează în acea școală. În funcție de sancțiunea care va fi aplicată cadrului didactic și în funcție de rezultatul auditului, Ministerul Educației a solicitat luarea celor mai exigente măsuri care se impun în limita cadrului legal. Repet, este un comportament intolerabil. Nu credeți că o soluție a faptul că na, sunteți un factor de stres, chiar teroare pentru copii să vă dați demisia? Copiii pur și simplu sunt traumatizați de reacțiile dumneavoastră. Păi asta e un caz separat, așa, sau un caz izolat? Sau asta de... Așa ați făcut toată cariera dumneavoastră?